Adio Arme de Ernest Hemingway Capitolul 15 Până după amiază nu se mai întâmplă nimic. Medicul era un om mărunțel și tăcut căruia războiul părea să-i dea o mulțime de griji. Cu un dezgust delicat și rafinat îmi extrase din coapse câteva schije de oțel. Se folosea de un anestezic local. Se chema ceva cu zăpadă și care îngheța țesuturile înlăturând durerea până în clipa când sonda, scalpelul sau penseta treceau dincolo de țesuturile înghețate. Cât și până unde se simțea efectul anesteziei, știa precis numai pacientul, așa că delicatețea fragilă a medicului fu repede epuizată și el s că ar fi mai bine să facă o radiografie. Investigația nu dăduse rezultate satisfăcătoare. Mi se făcu radiografia la ospedale majore, mare așezământ spitalicesc din Milano. Medicul de acolo era un om vioi, priceput și vesel. Avea un aparat cu ajutorul căruia, dacă îți ridicai puțin numerii, puteai vedea singur pe ecran corpurile străine din propriul tău corp. Radiografirile aveau să fie trimise la spital. Medicul îmi ceru să scriu în carnetul lui numele meu, regimentul și o cugetare oarecare. Îmi spuse că schijele acelea erau urâte, dezgustătoare și grosolame. Austriecii erau niște lepădături. Câți omorâsem? Nu omorâsem niciun austriac, dar, dorind să-i fiu pe plac, i-am spus că am omorât o mulțime. Miss Gage era cu mine și medicul o luă de mijloc și îi spuse că e mai frumoasă decât Cleopatra. A înțeles ce i-a spus? Cleopatra, regina Egiptului. Da, pe Dumnezeu că era. Ne-am întors la spital cu ambulanța și după un urcușa nevoios m-am văzut din nou în pat. Radiografiile sosiră în după amiaza aceea. Medicul spusese că negreșit avea să fie gata după amiază și se ținuse de cuvânt. Catherine Barkley mi le arătă. Le scoase din plicurile lor roșii și le ținu în lumină și amândoi ne uit la ele. ăsta e piciorul tău drept," spuse ea și puse radiografia la loc în plic. Și ăsta e cel stâng." Pune-le deoparte și vină aici pe pat." Nu pot. Le-am adus doar pentru câteva minute, ca să ți-l arăt. Plecă și am rămas singur. După amiază era caldă și mă plictisisem de atât a stat în pat. Am trimis portarul să-mi aducă ziarele, toate ziarele pe care le-am putut găsi. Până să se întoarcă portarul, venirea să mă vadă trei medici. Am observat că medicii care nu reușesc în cariera lor au tendința de a căuta tovărășia și ajutorul altor medici ca ei când e vorba de vreo consultație, medicul care nu-i în stare să-ți scoată cum trebuie apendicele, o să-ți recomande un alt medic care nu va fi în stare să-ți opereze ca lumea nici amigdalele. În această categorie făceau parte și cei trei medici. Iată-l și pe tânărul nostru, spuse medicul cu mâini delicate care mă operase. Cum te simți? Mă întrebă cel de-al doilea medic, un om înalt, slab și cu barbă. Cel de-al treilea medic, care avea în mână plicurile roșii cu radiografiile mele, nu rosti niciun cuvânt. Îi scoatem în pansamentul?" întrebă medicul cu barbă. Firește." Soră, scoate pansamentul, te rog." spuse medicul șef către Miss Gage. Miss Gage îmi scoase pansamentul. Mă uitai la picioare. La spitalul de campanie arătau ca niște cârnazlui prea proaspeți. Acum... Rana prinsese coajă. Genunchiul era umflat și albicios. Pulpa era scobită, dar nu avea puroi. Arată foarte bine, spuse medicul șef. Bine și frumos. Mhm, uh -huh, făcu medicul cu barbă. Cel de-al treilea se uită peste umărul medicului șef. Vrei să îndoi genunchiul? Mă întrebă medicul cu barbă. Nu pot, Încercăm să vedem cum merge articulația? Întrebă medicul cu barbă. Pe mâneca tunicii lui, deasupra celor trei stele, avea un galon. Asta însemna că e capitan de rangul întâi. Desigur, spuse medicul șef. Doi dintre medici mi-a cu grijă piciorul drept și mi-l îndoiră. Mă doare, le-am zis. Bine. Bine, și mai mult, doctore. Ajunge, le-am spus. Mai mult nu se poate. Articulațiile cu mobilitate redusă, spuse capitanul de rangul întâi. Se îndreaptă din mijloc. Dacă ești bun, doctore, aș putea să văd încă o dată radiografia? Cel de-al treilea medic, îi întinse una din planșe. Nu, piciorul stâng, te rog. Ăsta e piciorul stâng, doctore ai dreptate. Mă uitasem din alt unghi. Înapoi radiografia și luând-o pe cealaltă, le examină câteva minute. Vezi, doctore?" zise el și arătă unul din corpurile străine care se vedea rotund și limpede în lumină. Amândoi medicii examinară radiografia cu atenție. N-aș putea să spun decât un singur lucru," zise capitanul de rangul întâi. Că e o chestiune de timp. Trei sau poate șase luni. Fără îndoială, trebuie să se refacă lichidul sinovial. Firește, e o chestiune de timp. Eu n-aș putea, în deplină conștiință, deschide un genunchi ca acestea înainte ca schija să se fi închistat. Sunt cu totul de aceeași părere, doctore. Și de ce șase luni? Am întrebat. Pentru că trebuie să treacă șase luni ca schija să se închisteze și după aceea genunchiul va putea fi deschis fără niciun risc. Nu cred, am zis. Spunem tinere, vrei să rămâi fără genunchi? Da. Cum? Vreau să mi-l și să-mi puneți în locul lui un cârlig. Ce vrei în loc? Un cârlig? Glumește, spuse medicul șef. Mă bătu cu delicatețe pe umăr. Nu vrea să rămână fără genunchi. E un tânăr foarte viteaz. A fost propus pentru medalia de argint. Felicitările mele, spuse capitanul de rangul întâi. Îmi strânse mâna. Tot ceea ce pot spune e că pentru a fi sigur de reușită, trebuie să aștepți cel puțin șase luni înainte de a te opera la un genunchi ca ăsta. Firește că ești liber să fii și de altă părere. Vă mulțumesc foarte mult, i-am zis. Voi ține seama de părerea dumneavoastră. Capitanul de rangul întâi se uită la ceas. Trebuie să plecăm. Multă sănătate. Vă salut și vă mulțumesc foarte mult. Am dat mâna cu cel de-al treilea medic. Capitan Ovarini, tenente Henry. Și ieșiră toți trei din cameră. Am strigat-o pe Miss Gage. A venit și i-am spus. Cheamă-l, te rog, înapoi pe medicul șef. Nu mai o clipă. Medicul șef se întoarse cu chipiul în mână și se apropie de pat. Ai vrut să-mi spui ceva?" Da. Nu pot aștepta șase luni ca să fiu operat. Doamne Dumnezeule, asta stat vreodată șase luni în pat?" N-ai să stai în pat tot timpul. Întâi o să faci helioterapie și apoi o să poți merge în cârjă. Să aștept șase luni și abia după aceea să mă operez?" În felul ăsta suntem siguri de reușită. Corpurile străine trebuie să se închisteze, și lichidul sinovial să se refacă. După aceea, deschiderea genunchiului nu va prezenta niciun pericol. Și, și credeți că trebuie să aștept atât de mult? Așa e mai sigur. cine e capitanul de rang întâi? Un excelent chirurg din Milano. E capitan de rang întâi, nu e așa? Da, dar e un chirurg excelent. Nu vreau să mă las măceluit de un capitan de rangul întâi. Dacă ar fi fost ceva de capul lui, ar fi fost maior. Știu eu ce înseamnă să fii capitan de rangul întâi. E un chirurg excelent și țin la părerea lui mai mult decât la părerea oricărui alt chirurg. N-aș putea fi văzut și de un alt chirurg? Ba da, dacă ții. În ceea ce mă privește însă, eu aș urma sfatul doctorului Varela. N-ați putea chema un alt chirurg să mă vadă? Îl voi chema pe Valentini. Cine-i Valentini? Un chirurg de la Ospedale Majore. Bine, vă sunt recunoscător. Mă înțelegeți, doctore, nu poți sta șase luni în pat. Nu o să stai numai în pat. Mai întâi vei face helioterapie. Apoi, exerciții mai ușoare. Și apoi, când schija va fi închistată, vei fi operat. Da, dar nu poți să aștepți șase luni. Medicul își mângâie cu degetele lui delicat chipiul și zâmbi. Chiar te grăbești atât de tare să te întorci pe front? De ce nu? Asta e foarte frumos. Ești un tânăr viteaz. Se aplecă și mă sărută cu multă delicatețe pe frunte. O să-l chem pe Valentini. Nu te necăji și nu fi neliniștit. Să fii cu minte. N-ați vrea să bezi ceva? L-am întrebat. Nu o mulțumesc, nu beau niciodată alcool. Un păhărel numai. Am sunat portalul să ne aducă pahare. Nu o mulțumesc, mă așteaptă. La revedere, la revedere. Două ore mai târziu, intră la mine în rezervă doctorul Valentini. Era foarte grăbit și vârfurile mustății erau răsucite drept în sus. Avea grad de maior. Fața îi era arsă de soare și râdea mereu. Cum ai căpătat porcăria asta?" Ia să văd radiografiile. Da. Da. Asta e. Altfel, ești sănătos tu. Cine-i fata asta frumoasă? Prietena dumitale? am eu. Ce porcărie și cu războiul ăsta. Aici? Simți ceva? Ești un băiat viteaz. O să te fac eu mai bine ca înainte. Aici doare? Cred și eu că doare. Cele mai place medicilor ăstora să te facă să te doară. Și ce tratament ai urmat până acum? Fata vorbește italiana. Ar trebui să învețe. Ce fată drăguță. Aș putea să o învăț eu. Dar aș vrea și eu să fiu bolnav aici. Mai bine nu, dar aș putea să o asist la naștere gratis. Înțelege ce-i spun? o să-ți facă un băiat drăguț, o fetiță blondă, așa ca ea. Bine, e în regulă. Ce fată frumoasă! Întreabă dacă nu vrea să luăm masa de seară împreună. Nu, nu o să-ți o răpesc. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnișoară. asta e tot. Asta era tot ce voiam să știu. Mă bătu pe umăr. Lasă pansamentul așa. Nu mai pune la loc. N-ați vrea să bezi ceva, domnule doctor? Să beau ceva? Păi firește că da. Și chiar ceva mai mult. Unde-i băutura? În dulap. Miss Barclay o să ne dea sticla. În sănătatea dumitale. În sănătatea dumitale, Miss. Ce fată frumoasă. O să-ți aduc un coniac mai bun decât ăsta. Se șterse pe mustăți. Când credeți că mă puteți opera? mâine dimineață, nu înainte. Trebuie să fii cu stomacul gol. Să ți se dea un purgativ. O să-i dau bătrânii de jos toate instrucțiunile necesare. La revedere. Ne vedem mâine. O să-ți aduc un coniac mai bun decât ăsta. Aici ești instalat foarte bine. La revedere. Pe mâine. Să dorm bine. O să vin de vreme. Din prag îmi făcu semn cu mâna. Mustățile erau răsucite cu vârfurile în sus. Iar fața lui bronzată nu mai zâmbet. Pe mâne catunicii avea un pătrat de fir cu o în mijloc. Era maior.